Un spectacol în toată regula, din care n-au lipsit Vătaful, Călușare și Mutu, fiecare cu rolul său bine determinat, au încântat spectatorii prezenți la Șirineasa. De la cei foarte mici, de câțiva anișori, până la octogenari, cu toții și-au demonstrat dragostea față de tradiția românească într-un moment în care Călușul dovedește trăinicie în ciuda piedicilor pe care le-au pus vremurile. Festivalul a debutat cu Parada Călușarilor, organizată pe drumul dintre primărie și școala gimnazială, urmat de jurământul pe care l-au făcut toți cei cinci vătafi. Noi, Călușul Vâlcean, din comuna Măciuca, Șirineasa, Vâlcești, Prâncești, jurăm pe steag că o să ducem în viitor jocul călușarilor. Așa să ne ajute Dumnezeu! Vă mulțumim! Primarul Ion Străinu s-a străduit ca organizarea să fie la înălțime, iar călușarii din Drăgoiești, Măciuca, Bălcești, Frâncești și Șirineasa să se simtă cât mai bine. Fiecare echipă a primit din partea parlamentarilor de Vâlcea și a președintelui Consiliului Județean câte o diplomă. Avem onoarea să avem astăzi alături de noi parlamentarii județului, pe președintele Consiliului Județean Vâlcea, domnul Constantin Rădulescu. În scurt timp va veni și domnul prefect Florin Marin. Alături de dumneavoastră avem consilieri județeni, avem conducerea ALDE Vâlcea în persoana domnului Lovin și domnului Bușu. Dintre deputați avem pe domnul Cocoș, domnul Popa, doamna Oteșanu, domnul senator Matei și domnul director al Direcției de Cultură, domnul Pavelescu. Între spectatori s-a numărat și Norio Inogaki, un japonez care cercetează tradiția românească de mai bine de 10 ani și care este prezent de 3 ani încoace la fiecare ediție. Prima prezență în țară? Ah, nu, eu... Sunteți obișnuit? Da, eu am cam 10 ani avem lucrurile astea, eu suntem cercetator de folclor japonez. Da? Da, interesam la Caru și la județul Vâlcea prin 10 ani, da. M-au zis era de la Măciuca la colegul la Vătaful, la participa aici și au venit la evenimentele. Luați camera în spinare și vă duceți pe acolo pe unde simțiți că există folclor autentic, înțeleg. Important, documentam de cultură adevărată. Da, ieri îmbrată cu Drăgoiești. N-a venit aici dacă are autentice și județul Vâlcea mai sunt oamenii, nu funcționează. Dacă vine la ambiată de la Călușarii, atunci mergem acolo. Ce știți despre călușarii din România? Sunt cam jumătate știm. Așa? Jumătate, da. Ce știți? Încă nu-i ajunge la toate grupele. Mai stăm la toate, fiecare grupele la, de la început terminare. Am stat atât de la Măciuca, am stat atât la Șirineasa, am stat atât la Frâncești. Da. Și mai dinainte era Loșia. Da, ei acum nu mai este și ieri fost la Drăgoiești. A stat cu el tot ziua. Puteți să vedeți vreo asemănare între cultura japoneză și ceea ce se întâmplă acum aici? Acesta e cultura aparține la Europa vechime. Da, nu care înseamnă normal. Asta e cultura europeană vechime. Și japonezii sunt foarte apropiați de cultură și de divinitate. Asta, japonezul este de cultură vechime la partea Asia. Da. Aici este cultură vechime la partea Europa. Cu cine au plăcerea? Eu Norio mă numesc, Norio Inagaki mă numesc. La final, conform tradiției, doritorii au cumpărat de la călușari usturoi și pelin care să-i protejeze de necazuri și de boală.